Orei 9, avem un anunț șoc făcut chiar de consilierul guvernatorului Băncii Naționale. Românii nu vor mai avea voie să se încălzească cu lemne din cauza că Uniunea Europeană ne va interzice acest lucru, a declarat Adrian Vasilescu în fața națiunii. Acest lucru ar însemna un dezastru pentru jumătate dintre români. 3,5 milioane de gospodării din țara noastră se încălzesc cu lemne, conform Institutului Național de Statistică. Haideți să vedem declarația consilierului. Uniunea Europeană va interzice foarte curând încălzirea cu lemne în România. Exact. Deci va trebui să găsim soluții moderne, soluții de energie verde combinate cu soluții de energie clasică, dar trebuie găsită soluția încălzirii. Marius Budăi, ministrul Muncii și Protecției Sociale, este în legătură directă cu noi. Mulțumesc, domnule ministru, pentru intervenție. Dumneavoastră, iată, vă ocupați și de protecția socială prin instituțiile pe care le coordonați, dați și acele ajutoare pentru lemne, ce ar trebui să fie primite de oameni chiar în decembrie pentru următoarele luni, următoarele 5 luni. Ce soluții, iată, are guvernul dacă Uniunea Europeană vine și ne spune negru pe alb sau cu subiect și predicat că trebuie să renunțăm la această încălzire pe lemne? Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație. Haideți să facem un apel la calm și să liniștim pe cetățenii români că acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. Iată că noi, în primă fază, pe lângă pachetul social pentru aprobat în programul de guvernare și sprijin pentru cei cu pensiile, cu salariile mici, am mai aprobat două legi extrem de importante în Parlament cu scutirea, cu reducerea TVA-ului la lemnele de foc, doar pentru foc, doar pentru încălzire, pentru a compensa din valul acesta năprasnic de scumpiri. Și am redus TVA-ul la lemnele de foc pentru persoanele fizice, dar și pentru persoanele juridice. Și aici ne referim la spitale, școli, grădinițe care încă se mai încălzesc cu lemne, pentru a traversa această iarnă grea din punct de vedere a prețurilor în energie. Cu siguranță se vor crea programe și se vor găsi soluții. Acest lucru nu se va întâmpla peste noapte și este o recomandare la nivel de Uniunea Europeană, nu este țintită asupra României și cu siguranță trebuie să existe o perioadă de tranziție pentru a se găsi și a se implementa soluții. Nu va fi un lucru impus României peste noapte. Va trebui ca guvernanții de la acea vreme când se va impune acest lucru să știe să explice și să discute cu Comisia Europeană astfel încât niciun cetățean să nu aibă de suferit. Bun, domnule ministru, și ce strategie avem noi ca țară? Va veni un moment în care, iată, Uniunea Europeană va interzice încălzirea cu lemne. Deja se discută despre asta, uitați, și consilierul guvernatorului Băncii Naționale expune această problemă în spațiul public, așa, să ne pregătească. Ce planuri concrete are guvernul? Cum îi va ajuta pe oameni? 3,5 milioane de gospodării se încălzesc în aceste momente cu lemne. În primul rând trebuie să fac ca toți cei, nefiind un specialist, comentez din respect pentru dumneavoastră și pentru ascultători, nefiind un specialist în domeniul energiei, dar cu siguranță trebuie găsite soluții astfel încât și Transgazul și Romgazul să investească în rețelele de distribuire, Transgazul în primul rând prin magistrale și ulterior autoritățile publice locale să întocmească proiecte și este prin acest PNDL 3, Angel Salinis, este și o componentă de gaz unde autoritățile publice locale pot aplica și pot înființa rețele de distribuție de gaz acolo unde nu există. Bine, va trebui să renunțăm la un moment dat și la gaze, domnule ministru, pentru că Uniunea Europeană ne împinge spre energia verde. Este un lucru bun să ajungem la energia verde, dar ca orice tranziție trebuie să existe o perioadă și nu se va face peste noapte. Cu siguranță trebuie să găsim soluții. Este clar un semnal de alarmă, dar noi trebuie să găsim soluții și cu siguranță vor fi identificate acele soluții astfel încât să nu sufere nicio familie din România din cauza acestui fapt. Domnule ministru, vă invit să vedem cum se încălzește orașul, da, pe bază de lemne. Orașul plin cu sobe,
După care vom reveni la discuție. Ni se alătură și Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, și discutăm despre acest subiect. Haideți să vedem reportajul realizat de colegii noștri în Lipova, orașul care se încălzește cu lemne. Da. Ce cărați, domnul Matei? Lemne. Anul 2021, orașul Lipova, județul Arad. Peste 11.000 de localnici au fost nevoiți să-și construiască sobe în apartamente pentru a se încălzi. Sistemul centralizat de termoficare a fost abandonat de administrația locală din cauza ineficienței, iar în localitate nu există gaz. Așa că fiecare se descurcă cum poate. Oamenii au ajuns să care lemnele cu sacoșa de cumpărături. Nici vorbă să ajungă căldură acolo. Aici, dacă încălzești și deschizi ușa, nu e eficiență dincolo. Noi suntem caz fericit că e blocul cu pivniță. Cei mai nefericiți sunt cei care locuiesc la un nivel superior al blocului, însă mulți au găsit o soluție. Ăsta îl umplu cu lemne. Mai am și pe ăla. Și pun pe scripete. Așa. Scripetele duce până la 200 de kilograme. Asta e scripet. De la câți metri veți urca lemnele la etajul 4? De la 20. Locuitorii nu mai au nicio speranță, pentru că, spun ei, situația se tot repetă și nimeni nu face nimic. Deci ați transformat garajul în depozit de lemne. E și garaj pentru mașină și... Trebuie să mă descurc, trebuie să pun undeva lemnele, nu? Căram cu saci. La 4. Și cum duceți lemnele, doamne? Cu plasa. Drumul ăsta îl fac de vreo două ori ca să pot să-mi aduc lemne așa, să fie cât de cât. Actualul primar crede că singura soluție ar fi extinderea rețelei de gaz din zonă până în Lipova. Deși demersurile au început, nu are un termen clar pentru finalizarea lucrărilor. Nu am cum să estimez o perioadă de timp. Noi am identificat un teren care l-am achiziționat pentru montarea stației de reglare și măsurare. Suntem pregătiți ca să putem să-i ajutăm în tot ceea ce privește aducerea gazului la Lipova. Până când planurile primăriei vor prinde contur, localnicii vor trăi la oraș ca la țară. Ni s-a alăturat, vă spuneam, și Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Mulțumesc, domnule Chisăliță, pentru intervenția dumneavoastră. M-aș întoarce la domnul ministru. Cum ați cataloga viața acestor oameni, domnule ministru? Iată, cară pe scripeți lemne până la etajele 3 și 4. În Lipova se întâmplă în 2021. Este exact ceea ce spuneam de autoritățile publice locale să acceseze proiecte de extindere a rețelelor de gaze, dar mai sunt și acele proiecte de anvelopare de blocuri, sunt și cu bani europeni și cu bani guvernamentali. Și administrația publică locală trebuie să se miște astfel încât să realizăm până la urmă această tranziție și să putem, ca totuși suntem în România anului 2021, așa cum spuneți, și aceste chestiuni trebuie depășite. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Cum ați catalogat viața acestor oameni? Extrem de grea. Doamne Chisăliță, mă întorc spre dumneavoastră. Ce va face România sau ce soluții ar trebui să aibă în vedere statul român în viitorul apropiat? Iată, vine acest avertisment chiar de la consilierul guvernatorului Băncii Naționale că în curând Uniunea Europeană ne va interzice să ne încălzim gospodăriile cu lemne. Da, haideți să o luăm pe rând. În primul și în primul rând trebuie să vedem de ce 50% din casele românilor sunt încălzite cu lemne, fie la oraș, fie la sate. Vorbim de un combustibil care se procură foarte ușor, ca să nu spun că în foarte multe cazuri este chiar furat. A fost un combustibil ieftin, este în continuare un combustibil ieftin și asta a făcut ca majoritatea românilor să se îndrepte către acest combustibil, pentru că așa a fost de când lumea se procurau foarte ușor lemne. Și atunci asta este cauza principală pentru care am ajuns în momentul de a folosi foarte mult lemn. În al doilea rând, nu cred că se pune problema în România interzice și nu cred că ar fi corect. Noi avem, în fapt, o cantitate mare de masele noastre care trebuie să o exploatăm din deșeuri, din elemente legate de ecologizare, din alte aspecte care, din păcate, în multe situații trebuie să fie utilizate, iar în alte scopuri economice nu poate să fie utilizate și atunci trebuie să rămână această preocupare în a folosi și o anumită cantitate de lemn. În al treilea rând trebuie să vedem deosebirea foarte importantă între Europa și țările din estul Europei. Dacă în Europa, practic, încălzirea cu lemne a cam dispărut natural de câțiva zeci de ani, în România vedem că și România, și mai România, Bulgaria,
chiar Croația, chiar în alte țări din Estul Europei se găsește această utilizare masivă a lemnului încă în gospodării. Și atunci trebuie să avem o abordare foarte constructivă, trebuie să explicăm foarte concret la Bruxelles că nu putem să abordăm exact la fel această problemă așa cum este văzută, nu știu, la Viena sau la Paris. Bun, și ce soluție ar fi pentru acești oameni? 3,5 milioane de gospodării, domnule Chistăliță, se încălzesc în aceste momente cu lemne. Este realitatea din România. Soluțiile sunt, sau mă rog, ar trebui să vină în perspectiva nu doar pentru 5-10-15 ani, adică trebuie să fim conștienți că dacă înlocuim gazele cu lemnele și gazele sunt într-un important stadiu de avansare și atunci nu putem să ne gândim că peste 100 de ani încă gazele pot să fie folosite pentru lemn. Ceea ce mă duce la ideea că trebuie să găsim niște metode astfel încât să pregătim încălzirea în perspectiva anilor 2050, 2060, 2070. În acest punct de vedere, noi am întocmit la asociație o hartă a potențialelor sisteme de încălzire cu încălzirea locuințelor în perspectiva anilor 2050-2060 prin maximizarea resurselor care există în fiecare zonă din țară. De exemplu, avem în zona de vest foarte multe resurse geotermale care ar putea să fie folosite în acest scop de a încălzi acea zonă pe geotermal. Avem zone în care zăcămintele de gaze, chiar dacă au presiune scăzută și sunt depletate, pot să asigure în continuare o cantitate mare de gaze și nu în 30 de ani. Această zonă ar trebui să fie în preponderent dezvoltată pe gaze naturale. Bun, dar avem ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule Chistăliță, sunt strategii pe termen extrem de lung. Păi să știți că dacă nu ne pregătim pentru acest termen, nu extrem de lung, 30 de ani este doar un termen lung, atunci nu o să facem decât să rezolvăm sau să amânăm problema de astăzi peste 10 ani de zile când o luăm de la capăt. O luăm de la capăt mult mai sărăciți, pentru că am investit bruma noastră de bani în tot felul de instalații care nu o să mai putem să le folosim peste 10-15 ani. Mulțumesc. Ceea ce facem acum... Vă rog. Mulțumesc, domnule ministru, pentru intervenție. Voi continua alături de dumneavoastră, domnule Chistăliță, următorul subiect, pentru că, iată,